Bună ziua! Mă numesc Alina Negruțu și vom vorbi astăzi despre contractul de asociere în participațiune. Principalele prevederi privind asocierea în participațiune se regăsesc la punctul 265 din ordinul numărul 3055/2009 privind contabilitatea, ce stabilește următoarele. 1. Evidența asocierii în participație se organizează atât la nivelul asocierii, cât și în contabilitatea fiecărui coparticipant cu ajutorul contului de contări din operații în participație, analitic distinct pe fiecare coparticipant. Evidența de contărilor din operațiuni în asocieri în participație, respectiv a de contării cheltuielilor și veniturilor realizate din operațiuni în asocieri în participație, precum și a sumelor virate între coparticipanți, se realizează cu ajutorul contului de contări din operații în participație. Contabilitatea însă trebuie să reflecte respectarea cadrului legal aplicabil unei participațiuni, din care amintim prevederile de la articolul 251 până la 256 din Codul Comercial, ce reglementează contractul de participațiune. Astfel, acesta este întotdeauna întocmit în formă scrisă și va cuprinde cel puțin elementele următoare: părțile cu date de identificare, obiectul participațiunii, cota fiecărui participant, sediul participațiunii, drepturile și obligațiile fiecărui participant, condițiile de încetare a contractului și, foarte important din punctul nostru de vedere, este desemnarea persoanei ce va conduce evidența contabilă și va asigura reprezentarea și decontarea cu autoritățile fiscale. Potrivit articolului 127 alineatul 10 din Codul Fiscal, asocierea în participațiune în baza unui contract nu conduce la o nouă persoană plătitoare de TVA. Acest lucru este subînțeles, deoarece participațiunea nu are personalitate juridică. Evidența și responsabilitatea privind decontarea TVA față de bugetul de stat revine persoanei desemnate să conducă evidența contabilă și să asigure reprezentarea față de autorități. Contractul de asociere în participațiune se înregistrează la autoritatea fiscală, conform a articolului 28 alineatul 2 din Codul Fiscal, dacă societățile ce realizează participațiunea sunt societăți nerezidente. Participația are obligația obținerii codului de înregistrare conform articolului 72 alineatul 1, litera A din Codul Fiscal. Facem precizarea că acest cod fiscal va asigura decontarea numai pentru obligațiile în legătură cu impozitul pe profit.